Nimic. Asta e problema. Deci am aflat unghiul ăsta, da? 120. Am răspuns aici, ar fi 120, da? Da. Mai departe. A, B, C, D este... Isoscel. Da, nu? Și B, C, D, isoscel. Ce a spus aici? B, C, D. B, C, D. B, C, D, isoscel. A spus... Ce a fost aici? Unghiul. A spus unghiul, nu? Unghiul. A spus unghiul. Așa, unghiul, BCD, s-a dat seama. De pe drum, da. Nu numai de pe drum. S-a mai făcut toată ziua. Da, BCD. BCD, isoscel. Avem unghiul A, complet cu unghiul B. Da. Dacă știm că, dacă este travesti isoscel, știm că unghiul A e egal cu unghiul B. Asta tot, așa. Da, și tot ăla. Așa. Și cum știm că aul este de 60. De unde știi? Că pe... Eu știu că aul e de 60. Cine mă cum poate convinge? Păi pentru că... Pentru că unghiul este 180. 180 minus 120. Ușor, bă, că strici lecția. Deci, între unghiul A de B, suma unghiul este... Avem două unghiuri, normal că al 3... Ăsta e de 90, ăsta e de 30. 90, 60, 3, avem și teorema aia. 30, 60, 90. Am eu teorema asta. Bă, da. De ce? Stai gura. Ai rezultatele tale. Teoreme astea. Ce știți, am o teoremă? Este vorba de un enunț care trebuie demonstrat. Da. Dar ce trebuie să demonstrezi tu când e vorba de suma unghiurilor unui triunghi, care sunt 180 de grade și două din ele îți fac 90 și cu 30, 120 și rămân în completare. Nu e nicio teoremă. Da. Bun. Ei, ăsta este de 60. Și ce dacă? Pe mine mă interesa și să arăt că DCB este isoscel. Păi dacă ăla e de 60, atunci așa DBC-ul e tot de 30. 30 de grade. DBC, 30 de grade. De ce? Păi pentru că DB este bisectoare. De unde știu că DB? Nu e bisectoare, doar în romb știm că este bisectoare. Afle prin parantez. Dar tot unghiul ăsta cât este? 60 de grade. Dar tot unghiul ăsta atunci cât este? Tot 60 de grade. Dacă trapezul a fost isoscel... Unghiurile sunt congruente. Da? Deci 60 și 60. Și cu știu că este 30 de grade, atunci avem tot 30. Diferență 30 ani. Și dacă ăsta e prin diferență 30, atunci triunghiul DCB în care unghiul ăsta de la bază... Isoscel. Mamă, dar ce frumos! Comentariul ăsta la sfârșit e deprisos. Da. De ce? Pentru că dacă ai fi fost în fața problemei, ai fi făcut nimic. Da? E deprisos. Învață-te să nu te mai pronunți decât dacă ai fi fost, ar fi fost rezultatul tău. Merge mai departe. Să redactăm. Și mai aveați și ce? U, perimetru și linia mijlocie. Da, să redactăm. Perimetrul lui A... A trapezului. A, B, C, D, da? Noi nu știm decât pe asta. De 12. Azi facem planul de lucru. Da. Deci asta e de 12. Cum o să aflăm perimetrul? Perimetrul ce înseamnă? Suma tuturor laturilor. Ce am aflat până acum? Că triunghiul ăsta de CB este isoscel. Adică latura asta de aici este congruentă cu CB. Da. Iar trapezul fiind isoscel. Atunci CB e congruent și cu DA. Deci toate astea trei sunt congruente. Și știm că dacă este trapez isoscel, știm că baza mică este jumătate din baza mare și este 6. Baza mică... De ce? Că toate sunt de 6. Da. Nu știu asta. Nu. Păi... Nu țin. Ai o teoremă din nou? Nu. Da. Păi n-ai o teoremă, atunci dacă nu poți. Miruna, cum poți să spui? Pentru că avem într-un unghiul DB la unghiul de 30 la de 90, rezultă că DA, unghiul opus, latura opusă unghiului de 30 de grade, jumătate din ipotenuză. Deci, adică într-un triunghi dreptunghic, da,
Cateta opusă unghiului de 30 de grade. Așa este jumătate din ipoteză. Noi am demonstrat asta. Da? Totdeauna cateta opusă e jumătate din ipotenuză. Adică cum asta toată este de 12, asta va fi de 6. Și cum A, B, congruență cu C, B, C, 6, 6, 6, și s-a terminat problema. Da? Și gata. Șase. Și nu mai avem ceva? Și mai era linia mijlocie. Linia mijlocie... A trapezului bănesc. Da. Bineînțeles, da. Linia mijlocie, a trapezului. Hai să rătăm cu M și cu N. Și cât este egal M, N? M, N e semisuma bazelor. Adică? Adică 12 plus 6 pe 2. 12 plus 6, 18 pe 2, 9, da? Asta în trapez? Într-un trapez, 6. Ce nu înțelegi? Semisuma bazelor. Păi da, M, G, N, P... Mână, să zicem că e linia mijlocie. De ce cu sabia? De ce spui tu că ar fi suma bazelor? Nu, ea zice că numai e AB pe 2. Dar de ce? Jumătate din AB? Atâta e AB. Asta e jumătate din bază într-un triunghi? Da, într-un triunghi. Nu într-un trapez. Deci, Miruna, dacă ai fost într-un triunghi, să le închipăm un triunghi, te duci în linia mijlocie, ea... Este jumătate da, din... Da. Da. Din nou, atenție la lucruri mecanice. Lucruri mecanice reținute ne taxează. Nu întâmplător tot insist și fac, tot fac efortul maxim cu putință să vă atrag atenția că trebuie să lucrurile înțelese bine, riguros, la rădăcină. Da. Mergem acum să rădăcăm. Da. Demonstrație. Te rog. Adică. Adică. Pentru ca să vorbești de măsura la adică, cum începe de la care? Știm că măsura lui... Adi, te rog. Bun. Deci avem măsura lui de BA de 30 de grade. De BA. De A 30 de grade. Avem... În suma unghiurilor este și măsura unghiului de 90 de grade. Bun. Atunci măsura unghiului A este de 60. Bun. Atunci măsura unghiului de BC este tot de 60. Și de BC? De BC. De 30. Dar de unde este 30? Pentru că... Deci AB este trapez isoscel și noi știm că trapez isoscel, suma bazelor, nu, ăsta, bazele asta. Sunt egale. Unghiurile baze da. Mari. Unghiurile la bază sunt egale, deși unghiurile ăsta e tot că ăsta asta. De 60 și cum ăsta e 30. Dar ții ți-a cerut să afli unghiul? Așa, de ce? De ce? Deci luăm de ce și AB și secanta de B. Deci zicem așa ce trebuie. De ce? De ce paralel cu F? Să nu-i paralel încă. De ce? Nu e paralel, e trapez, măi. Da, dar eu scriu eu pe. A, da. Dacă e în ipoteză, am... E stabilit că e trapez figura aceea. Deci de ce paralel cu AB? De B secantă. De sub DB secantă. Acolată din astea două. Deja unghiul DBA 30 de grade. Spunem ce rezultă. Două drepte paralele, tăiate de o secantă. Te formează perechi de unghiuri arte. Adică spui unghiul CDB, măsura lui CDB, egală cu măsura lui DBA. Măsura lui DBA. Și dedesubt adaugi cu măsura dedesubt, cum de măsura lui DBA, măsura lui DBA egal cu 30 de grade, rezultă din cele două că măsura lui CDB egal cu 30 de grade. Măsura lui CDB, măsura lui CDB egal tot cu 30 de grade. Și dacă măsura lui CDB egal cu 30 de grade, dacă măsura lui CDB egal cu 30 de grade, unghiurile sunt alternative.
Nu pe am spus aici că sunt alte teze. Din cauza asta, da? Și cum ăsta e 30 grade, trebuie să spun că și celălalt e de 30 grade. Și ce îmi cerea mie? A de ce? A de ce? Mai adaug de sub măsura lui A, D, B. A, D, B. Este egal cu 90 de grade. Și din cele două, suma lor, le adunăm. Rezultă că A, de ce egal cu 120? Măsura lui A, de ce egal cu 120 de grade. Și cu asta am arătat exact ce s-a cerut la punctul ăsta. Cum arătăm că B, că D este isoscel? Da. Nu, A, de. Păi avem așa, am demonstrat că măsura lui ADC este de 120 și noi știm că am luat DC paralel cu AB și DB secantă, atunci măsura unghiului CBD este de 30. Ce? Ce? CBD. De 30 și avem și măsura lui CDB de 30 grade și rezultă că triunghiul DCB este isoscel. Am demonstrat. Deci, avem asta, măsura lui CD, spunem așa, măsura lui CDB egal cu 30 de grade, da? Așa, și cu măsura, și măsura lui DAB, 60 de grade. Da, măsura lui DAB. Măsura lui DAB egală cu măsura lui CBA. CBA, da. CBA egală cu 60 de grade, da. Și acum măsura lui CBD. Deci rezultă de din cele două. Nu, din asta, din asta. Da, din asta rezultă că măsura lui CBD. CBD egală cu 60 minus 30, nu? Da. Egal cu 30 de grade. Și de aici, și cu măsură, și scriem sub asta, cu măsura lui CDB egal cu 30 de grade. Da. Și cu măsura lui CDB egal tot cu 30 de grade. Din cele două rezultă că măsura, nu, rezultă că triunghiul CBD isoscel. Asta înseamnă fi disoscel adic, deci că DC este că CB. Da, DC congruent cu CB, dar cum ăsta ABCD este trapez, rezultă că și CB e congruent cu AD. Deci DC cât CB. Și CB e congruent cu AD. CB congruent cu AD. Rezultă de aici că toate trei sunt congruente între ele, da. Adică... CB congruent cu DC, congruent cu AD. AD. AD congruent cu DC, congruent cu CB. Da. Cu CB. Așa. Fie M un punct situat pe AD o și... secundare. Hai să rezolvăm problema aici. Să spunem că DA... Da, da. E opusă în triunghiul A, A, de B este ce fel de triunghi? A, de B este... A, de B, A, dreptunghic. Deci, triunghiul A, de B, dreptunghic, rezultă, și încă ceva, unghiul D, B, A, măsura lui D, B, A, măsura lui D, B, A egal cu câte grade? Cu 30 de grade. D, B, 30. Rezultă atunci că atât au pus unghiului. Da, 30 grade este jumătate. Deci rezultă că AD este egal cu jumătate 1 pe 2 din AB. Și egal cu 7. Și cum AB de sub adăugăm, AB este de 12, rezultă atunci că AD
pentru că AD e 6 cm, adică și avem așa AD congruent cu DC congruent cu CB, care și noi știm cât e AD de 6 cm. AD egală cu AD DC și egală cu da. DC. Egală cu CB, CBC, da. Și egal cu 6 cm. Și mai adăugăm ca la B toată AV egal cu 12 cm înseamnă de cele două. Rezultat înseamnă perimetrului A, B, C, D, 12 + 6 / 2. 12? Perimetru, măi. A, 12 + 6/3. 12 + 6/3. Face 18 cu 12, 30, da? Ies așa mai la perimetru. 10. 30 de centimetri. Cred. Iar cât privește IMN, da? Deci IMN, linie, mijlocie, rezultă că IMN egal cu cine? Cu AB plus DC. Plus AB. Supra 2. Și egal cu? 6. 9 centimetri. Și gata, și am terminat și mai este o problemă mică, mică, domnul. Da, te rog. Arătați în mijloacele laturilor unui romb. Mijloacele laturilor. Sunt vârfurile unui dreptunghi. Ușor. Da. Sunt vârfurile unui dreptunghi. Deci trebuie să arătăm prin paralelogram cu 90, nu? Da. Deci, să fie... Deci, mijloacele laturilor unui romb. Da. Ori asta arătăm, ori găsim o altă idee acolo ca să meargă foarte repede. Trebuie să găsim ceva care să ne permită să spunem asta. Mijloacele unui romb. Cum desenăm un romb? Un romb? Mai în cele două diagonale. Perpendiculare. Și unim și ne este sigur romb. Păi acum facem direct romb. Păi zice... Păi zice, măi, mijloacele laturilor unui rom. Rom. Deci romul de la rom, da? Găsim mijloacele repede, găsim dreptunghiul și să arătăm că e dreptunghi. Corect. Nu degeaba mijloacele romului, că trebuie să... Linia mijlocii, nu? Sigur. Așa. Trebuie udat mai puțin, de altfel... Sudă și asta la urma urmei? Sudă și greu. O punem calofer, merge calofer? Da, de unde? Nu mai simți când merge? Nu, nu simt. Mai simți? Dacă s-ai îmbrăcat? Doar că nu merge. Așa. Deci o să desenăm un rom. Cât timp ați avut, Tudor? O oră. O pus totul ceva. Da? Deci, iată să vedem cele două diagonale perpendiculare. Se înjumătățesc, da? Avem grijă de asta. Și atunci, iată rombul. Așa se face tot timpul rombul. Și zicem A, B, C, D, mijloacele laturilor. Da, fixăm și le-am da. Da. M, P și Q. Și le unim. Vârfurile unui dreptunghi. Le unim. Să arătăm că sunt vârfurile unui dreptunghi. Adică ca un ochi da. Mai întâi să arătăm că e paralelogram. Da. Și arătăm că are un și pare că are un unghi drept. Hai, pornim. Păi paralelogram mână este linie mijlocie. Mână este linie mijlocie. Fiindcă mâi mijlocului AD, N al lui DC, cum am desenat eu aici, cum am notat, mână e linie mijlocie. Ce face linie mijlocie? Ce știu? Unește vârful a 2012. Vârful a 2012. Păi eu sunt... Unește mijlocul a 2012. Mijlocul a 2012, băi, cum se pronunțe așa? Vârful a 2012. Băi, nici dacă m-aș strădui, n-aș putea să pronunț așa. Da? Deci dacă m-aș strădui. Deci, linia mijlocie reunește mijloacele a două laturi. Da? Mijloacele e paralelă a două cu... Cum este ea? Asta zice. Ce calitate are linia mijlocie? Este paralelă cu baza și jumătatea linia. Deci mână este paralelă cu... Acă.
Asta ar trebui mână paralelă cu ac. Și mână egal cu AC pe 2. Egal cu AC pe 2. Dar QP este și ea paralelă cu AC deoarece este în mijlocie. QP paralelă cu AC și tot deci AC. Deci pe altă parte despre QP putem spune că și ea QP e paralelă cu AC. AC și QP. Și QP este egal cu AC pe 2. Egală cu AC pe 2. Rezultă din astea că mână e congruent și paralel cu QP. Corect. Din cele două rezultă că mână congruent și paralel cu QP. Congruent. Este un abuz aici. Uneori nu închide profesorul și atunci poți zic mână congruent cu cine? Cu uite așa zic. Q. Mână, Q. Și mână paralel cu P. Cu QP. Și mai știu și că mână paralel cu PQ. PQ. Și dacă laturile opuse sunt două din ele paralele și congruente, atunci M între Q paralel. M pe Q paralelogram, da? Paralelogram. Dar mai am nevoie să spun că și are și unul drept. Și unul drept. Păi dacă am demonstrat că DM nu e trunghi sau trunghi echilateral. D M N echilateral și că am în Q are 30, așa e gata. Miruna, e greu să spun că este echilateral. Știu. Forțez mâna. Păi, îl cer pe ăsta să fie de 60 de grade. Când aici. Înseamnă da. Că rombul a fost dat cu un unghi de 60 de grade și nu a fost dat așa. Nu a fost. Eu pot să am rombul? Corect. Am unii rombul oarecare, mijloacele. Da. Știm că de unim intersecția diagonală cu O. Da. Știm că e din 90. Asta da. Deci e da. 90, asta știu. Mână e cât a o, cât o ce, tot mai ce. Cât a o, cât o ce, cât Q. Mână cât a o. A o. Am zis că e jumătate din a ce. Așa. Este și paralel, mână, a o, a o, a o, a o, a o, a o, este și mijlocie. Cum? Dă-mi pă. Dă-mă. Mai copii, da, atât de... Mă duc și la măi cubă. Măi cubă de altă parte. E și a linii mijlocii, paralelă cu DB. Da. A trebuit și merg pe da? Dar merg pe asta. Dacă măi cubă e paralelă cu DB și mână paralelă cu AC, cum cele două sunt perpendiculare, și astea sunt perpendiculare. Deci dacă asta e paralelă cu asta și asta e paralelă cu asta, înseamnă acele două sunt neapărat tot unul care de 90 de grade ca și ăsta. Deci unghiul ăsta N, M, A e congruent cu D, O, A pentru că sunt unghiuri cu latură paralele cu două de două și cum unghiul ăsta este de 90 și ăsta va fi tot 90. E simplu, simplu. Insist încă o dată. Merge și pe paralelismul ăsta de aici, da? Deci mână paralelă cu AC. Mână, hai să scriu. Mână paralelă cu AC. Așa. MQ paralelă cu DB. Paralelă cu DB. Cu DB, da? Uh-huh. DB. Și cum AC paralelă cu când DB. Când e de sub asta, nu? Da, sigur că da. AC perpendicular pe DB. Rezultă din cele trei că și cine? Mână e perpendicular pe mâchiu. Mână perpendicular cu pe cine? Pe mâchiu. Deci nu e problemă. Și acum, cum ăsta, dacă este perpendicular, înseamnă că măsura mânghiului mâchiu de 90 de grade. Rezultă din 1 și 2 de dreptunghi. 90 de grade. Înseamnă sub asta, mai adaug aici că NMQ NMQ măsura lui NMQ egal cu 90 de grade și din cele două reiese ce? Că e dreptul. E pe Q
Dreptunghi. Dacă ai paralelă cu aia, ai paralelă cu cealaltă. Da, da. Și cele două. Uite, uite așa. Asta, dacă e paralelă cu asta, așa, înseamnă că unghiul format de astea două, e dat cu unghiul fără, e parlogram acela. Așa. Și ăsta sunt tezbă. Da. Într-un parlogram unghiul a pus să vă urete. Cum ăsta e din 90 și ăsta e din 90. Da. Corect, domnul. Deci, ideea simplă, dar trebuie să ne să focusăm cu atenție pe ce să dea. Da? Este un parlogram la urma urmii, dar parogramul ăsta, într-un parlogram unghiul opuse sunt congruente. Cum ăsta e din 90 și ăsta e din 90. Nu, că doar paralel, paralel. Da. Da? Așa. Asta a fost toată pentru. Haideți să facem sinteza orei. Sinteza, foarte, foarte important. Păi ce am sinteza tezei? Poți da foc, poți da foc. Arată rezultatul la carte la mare. De la, le arată aici, la cameră. Da. Așa ai făcut, nu de 10, de 9 urmoare. Uitați cum am făcut eu teza. Teza de 10. Curat, nu așa. Bă, tăi, doamne, profesor. Sinteza zile. Sinteza orei. Dați-mi un pic subiectul. Dă-i subiectul, domn profesor. Dă-i subiectul, domn profesor. Să văd ce punctez aici. Exact. Și vreau să spun un lucru, Mihaela. Da. De la Cristi am obținut și precizări. Deci noi când facem fiecare problemă, o să ne oprim de fiecare dată să reținem esențialul. Cum am zis, ce lucruri sunt importante. Așa. Ia. Asta ne este foarte de folos nouă și lecția asta are o altă încărcătură pentru că facem o sinteză lucrurilor din problema aceea. Aha. Da? Deci ne oprim după fiecare problemă și facem sinteză. Iar tu îți notezi ce lucru importante. Așa. Ca la sinteza orei să punem lucrurile acelea. Toate să notăm tot. Se uită. Okay. Da, pe fugă fiind, de multe ori se întâmplă ca să nu mai zici ce am făcut aici, hai că am făcut da, da. Și se repetă niște lucruri, parcă ne facem aceeași ori din 70 de ori. Aha. Da? Ca are, și... este așa, nu? Așa este. Este chestiune, zice, că nu poate... Google-ul nu reușește să o identifice, că face același lucru tot timpul. Aha. Așa, da. La prima chestiune, la subiectul întâi. Ce lucruri au fost importante? Operații cu fracții. Da? Operații cu fracții. Cu fracții. Acolo, s-a dat aceeași numitoare. E vorba de adunarea fracții. Operații cu fracții. Apoi, doi. Ce a fost aici? Valoarea absolută a unui număr. Modulul. Modulul. Deci știți că modulul e valoarea absolută, dar modulul? Da. Unui am uitat. Număr. Trei. Un numer. Care dintre numere, ordinea pe axa reală? Sau comparați două numere. Corect. Comparați două numere. Opusul unui număr. Și inversul unui număr. 4. Opusul unui număr. Și eu am insistat și pe ce înseamnă inversul. Ca să facem distinție. Da? Opusul unui număr. Invers. Virgul. Inversul unui număr. Apoi, am vorbit despre 5. Rombul a fost problema următoare, nu? Da. Rombul. Asta a fost problema 3. Pătratul. Așa, pătrat. Rom, pătrat. Trapez. Trapez. Trapez isoscel. Așa. Trapez. Trapez. Dar mai târziu am fost, da? Trapez. Perimetrul unui trapez. Perimetrul unui trapez. Pe isoscel, parcă a fost. Isoscel. Linia mijlocie. Linia mijlocie. A unui triunghi. Și a unui triunghi și a unui trapez. Și trapez. Da. Dreptunghiul i-am făcut, domn profesor, acum, cu mijloacele. Așa, așa. Drept, dreptunghiul. Despre parogramul anterior, l-am amintit? Nu. Parogramul. Uh-huh.
Dar toate acestea el le va preciza în descriere și atunci când tu citești lecția și vezi toate acestea, vezi, bă, mă interesează. Exact. Ia să văd lecția asta. Am înțeles. Că sunt, are un conținut bogat. Și care pune stipul? Care pune stipul? Aleg eu. Da. Problema mea, dar pe mine mă interesează aici să avem desfășurare. De, așa, pe urmă, ce mai fost acolo? Suma aceea desfășurată cu 1 supra 1 pe 2 plus 1 supra... Da, 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 foarte fain a fost aia, dar cum o scriem? Sumă... în care provine opusul, o să mă gândesc eu cum o să scriu. Mă rog, în titlu să bag. Cam astea au fost lucrurile importante, rom, trapez, da? Asta ce am insistat un pic acum, ca să știi ce să îți notezi tu, când da. La sfârșit să nu mai te avem timpul. Dar asta este esențial și pentru că mă îndemn pe mine după fiecare chestiune ce trebuie să rețin. Corect, ia să vedem din problemă, corect. Da, amintești de fiecare dată. Deci ce am reținut? Ce lucruri importante? Corect. Și ți-o depac pe alea notă. Da. Totuși a fost ușurică, dar a dat mult, nu? Nu, nu, nu. Sunt 50 minute, nu? Nu, nu. A fost foarte bine gândit. Dacă mergeam repede... Foarte bine gândit. O regulam în 50 minute. La nivelul clasei, făcând o ierarhie corectă. Da. Deși cei care nu știu mai nimic să aibă șansa să iau un 5-6, corect. Da, da. Și cei care știu să ia 10 lege. Să ia 10 destul de ușor. Da. Nu, mă gândeam ca timp, domnul profesor. Nu, s-a întâmplat, pentru că cel care știe, aici nu stă pe gânduri. A, lucrurile merg imediat. Foarte repede. Mai am lălăit-o. Problema de a cincea și... Am lălăit-o suficient de mult. Da, 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 aveți dreptate. Hai, hai, de pofi, la revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe profana și vă dorim o seară plăcută. Să mă uite de like și share, mă. Da, de vă, acum vreau să zic. Spune-o că da. Nu uitați de like și share. E mare, e mare.